Susținătorii celor de la FCSB sunt de orice vârstă, de la mic la mare au venit în această seară aici la Arena Națională pentru a își susține echipa și pentru a celebra titlul cu numărul 27. Chiar lângă mine este un mic fan al echipei. Bună seara! Bună seara! Ce mesaj ai să transmiți echipei? Pentru că ai spus că vrei să transmiți ceva. Ești fericit pentru titlul cu numărul 27? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la echipă în acest sezon? Că joacă Coman și Olaru. Dar dintre... Și că ridică cupa. Dar dintre ei doi, care îți place mai mult? Coman. Cum ți s-a părut echipa în acest sezon? A mers bine față de sezoanele trecute? Ai observat vreo diferență? Foarte bine a mers. Și ce așteptări ai în viitor de la echipă? Vrei în Champions League să jucați? Vreau să jucăm în Champions League și să câștigăm. Ce scrie aici pe bannerul tău? Hristos a înviat, adevărat a înviat. FCSB e steaua, adevărata steaua. Super, mulțumim frumos. Ce o să faci după meci? Unde o să te bucuri? Unde dau cu artificii și lasere. De-abia aștepți, nu? Să mergi acolo. Da. Mulțumim frumos. Și de unde ai venit pentru această partidă? De la Reghin. Și îți place în București până acum? Da, foarte tare. Mulțumim! Încă un fan al celor de la FCSB care se pregătește de sărbătoarea din această seară. Venit special din Anglia, de lângă Londra, să vadă echipa favorită. Bună seara în primul rând! Bună seara! Cum vă simțiți cu cel de-al 27-lea titlu trecut în palmares? Bineînțeles că suntem cei mai mândri și dacă am venit din Anglia înseamnă că iubim această echipă și venim întotdeauna cu drag. Ați urmărit toate meciurile echipei din acest sezon? Merită FCSB să fie campioana României? Mă întrebați pe mine, normal că merită și cred că oricine recunoaște că am dominat campionatul. Dar ce vi s-a părut că a funcționat mai bine la echipă în acest an față de sezoanele precedente, când echipa a fost aproape de titlu, dar n-a reușit până la urmă să devină campioană? Cred că s-au maturizat băieții, cât de cât. Așa cred eu. Poate și adversarele n-a fost anul lor. Să fim sinceri. Și care fotbalist de la FCSB vi s-a părut cel mai în formă, care v-a impresionat prin prestațiile sale? Coman, categoric. Și la final, cu totul că a jucat puțin, Kirikesh, se vede experiența și valoarea lui. Ce părere aveți despre patronul echipei care se implică în alcătuirea primului 11 la echipă? Ar trebui să continue să se comporte precum un antrenor sau ar trebui să rămână la stadiul de finanțator al clubului și atât? Finanțator ar trebui, să fim sinceri, dar asta e Gigi, nu avem ce să facem. Ne place, ne place, nu avem de ales. Cum ați trăit acești 9 ani de secetă în care FCSB nu a câștigat campionatul și cum vă veți descătușa după acest titlu, după această performanță? 9 ani grei, atâția ani, locul 2, tot speranță că luăm și la final nimic. Acum ne bucurăm, e anul nostru, sperăm să fie și în continuare, măcar o cupă europeană, dacă nu Conference League sau știu eu, vedem. Noi ne bucurăm acum, momentul. Le-ați povestit și englezilor despre FCSB? Da, dar ei sunt cu fotbalul lor, noi cu a nostru, dar printre colegi pe acolo, normal, că ei știu că eu iubesc steaua. Super, mulțumim frumos! Mulțumesc. Dacă am discutat cu tatăl, susținător al celor de la FCSB, venit special din Anglia pentru acest eveniment, acum avem alături de noi și pe fata lui. Cum ești, cum te simți, bună? Bună, am foarte mari emoții de fericire. Sunt foarte bucuroasă, mi-am dorit foarte mult să vin la meciul acesta. Sunt o microbistă foarte mare, mă uit în fiecare săptămână cu tată la meci și am dureri de burtă, de emoții. Ce spui despre sezonul celor la FCSB? A fost unul perfect în opinia ta? Merită să fie campioana României, nu? Da, merită foarte mult, au lucrat foarte mult și nici nu știu ce să zic, au așteptat atâția ani pentru bucuria asta și pentru trofeu și da, sigur merităm. Pentru că spuneai că urmărești meciurile, că ești o microbistă adevărată, sunt sigur că ai urmărit și meciurile din sezoanele precedente și exact cum l-am întrebat și pe tatăl tău, aș vrea să-mi spui dacă ai observat vreo diferență la echipă în sezonul acesta, ce crezi că a contat cel mai mult? Cred că au fost mult mai uniți, într-adevăr, colaborarea între ei foarte bună și da,
cred că și jucători noi aduși, dar da. Și ce fotbalist ți-a plăcut cel mai mult în acest sezon la FCSB? Cred că asta e întrebarea care e Coman, sigur, dar și Chiricheș, mi-a plăcut foarte mult. Cum au fost ultimii ani pentru tine, susținător al celor de la FCSB? Ai avut de așteptat mult timp până la acest moment. Cum ai trăit toată această perioadă? Îți spun sincer, anul trecut, după meciul cu Faru, am plâns, am fost foarte supărată pentru că îmi doream foarte mult să câștige. Și da, am așteptat foarte mult asta și pe aștept să văd meciul de seară. Și cum obișnuiești să sărbătorești astfel de evenimente? Ce vei face după meci? O să cânt cât mă țin plămânii. O să pun pe telefon toate muzicile Stelei și cu tatăl o să cânt. La final, dacă ai de transmis un mesaj fanilor celor de la FCSB, poți să transmiți. Forța Steaua! Mulțumim!